zece. Aici la Rotterdam, cu 23 de ani în urmă, au fost prezente 42 de țări printre națiuni și România, sub comanda lui Octavian Belu, antrenor de excepție al echipei României. Fetele noastre au câștigat atunci numai puțin de 10 medalii, dintre care 5 de aur pe echipe, individual compus, și la bârnă Aurelia Dobre, la sol și la paralele Daniela Silivaș, un argint la sărituri Eugenia Golea și 4 medalii de bronz la individual compus, Daniela Silivaș la sol și sărituri Aurelia Dobre, la bârnă Ecaterina Sadu. A fost unul dintre cele mai mari succese din istorie ale echipei noastre feminine. După acest succes, echipa noastră feminină a mai câștigat încă de 5 ori campionatul mondial pe echipe. Antrenorul Octavian Belu declara în revista Eurosport, privind în trecut și analizând competițiile care s-au desfășurat în acești 5 ani de când nu am mai lucrat în gimnastică, la modul general, puterile au rămas cam aceleași. Bineînțeles, ierarhiile s-au schimbat un pic. A existat o perioadă destul de lungă de dominare a gimnasticii românești, titluri mondiale consecutive, 2 titluri olimpice consecutive, mă refer la competițiile pe echipe. În ultima vreme, bătălia pentru dominația pe plan mondial s-a dat între Statele Unite și China, dar observăm și ce se întâmplă pe la concursurile de junioare și chiar la recent încheiata prima ediție a Jocurilor Olimpice ale Tineretului. Rusia și-a recăpătat aplombul și siguranța în competiție, a apelat la antrenori care au activat mult în străinătate și au schimbat strategia, modul în care abordează competiția. O combinație între metodica tradițională rusă și o motivație pe măsură au dus la o revigorare a gimnasticii din Rusia. Vă reamintesc că echipa Rusiei a câștigat aici la Rotterdam concursul feminin pe echipe. Statele Unite ale Americii, în ultimii 23 de ani, spunea Octavian Belu, au reușit să câștige titlul mondial de 2 ori. În ultimii 10 ani a fost un tandem care s-a tot schimbat la conducere, iar ba chinezii, ba americanii. În concluzie, gimnastica s-a globalizat. Guatemala, Suedia, Belgia vin să ia medalii, nu mai spun de Marea Britanie, care deja e în elită. Gimnastica nu mai e apanajul unui grup restrâns de țări. Și Belarus ia medalii, Ucraina de asemenea. Au apărut Brazilia, Elveția, Austria, Italia, au loc niște mișcări în sport în care ți se dă senzația că nu mai sunt senator de drept. Am citat din declarația dată de marele antrenor Octavian Belu, revistei Eurosport. Și acum intră în arenă finalistele de la bârnă. Costum alb, Ana Porgras. Prezentarea finalistelor. Alicia Sacramone din Statele Unite ale Americii, ieri campioană mondială la sărituri. Lauren Mitchell din Australia. Rebecca Bros din Statele Unite, bronz în concursul individual compus. Iana Demianciuc din Ucraina. Ana Porgras din România. From China,
Deng Linlin din China. From Russia, Alia Mustafina. Alia Mustafina din Rusia, campioana mondială absolută din acest an. Și Ana Dementieva, tot din Rusia. Ladies, you may step down so that we can start the competition. Good luck! Iese în evidență gimnasta chineză Deng Linlin, campioana mondială de la ediția precedentă la acest aparat. De asemenea, gimnasta australiană Lauren Mitchell, argint la mondialele de acum 2 ani. La bârnă, România are de-a lungul anilor un palmares excepțional. Începând cu Nadia Comăneci, campioană mondială în 78 la Strasburg, cu Daniela Silivaș, dublă campioană mondială la Montreal în 85 și la Stuttgart în 89, Aurelia Dobre, campioana lumii la Rotterdam în 87, Lavinia Milošević la Birmingham în 93, să urmărim însă pe Alicia Sacramone din Statele Unite. Și a început exercițiul, urcare prin salt înainte chiar, aterizare bună. Alicia Sacramone revine în activitatea competițională după o pauză de un an de zile. Este antrenată de românul Mihai Breștean. Pot spune o revenire în forță, având în vedere rezultatul obținut ieri la sărituri. Astăzi o vedem în finala de la bârnă. Pirueta, care este obligatorie în exercițiu. Salt înainte chiar, cade, salt înapoi pe un picior. În finala pe echipe această legare nu i-a reușit, dar saltul înainte chiar era să rateze. Două sărituri artistice, cloș, săritură în sfoară. Și se pregătește să-și încheie exercițiul. Flip pe un picior, flip pe două, dublu înapoi, cheia, aterizare foarte bună. Exercițiu bun pentru Alicia. Antrenorul Mihai Breștean. Cred că a motivat-o foarte mult medalia câștigată ieri. I-a plăcut pe prima poziție a podiumului? Nu. S-a gândit că nu are ce pierde. Nu are decât de câștigat dacă face un exercițiu bun și la bârnă. Deși este foarte greu să încep concursul. La bârnă, de multe ori, este mai bine să fii prima, pentru că scapi mai repede de emoții. Cât aștepți mai mult, cu atât te încarci negativ, pot spune. Remarcăm din nou această determinare deosebită a sportivilor și sportivelor americani.